Doamnelor, domnilor, partea a doua emisiunii cu cărțile pe față, cunoscuți prea mult, prea puțin, putem spune, în raport cu meritele lor, apreciați mai ales când apar situațiile de criză. Salvatorii Montani Maramureșeni își fac datoria 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, dacă ar fi 8 și 8 și-ar face datoria, cu modestie și o dedicație care excede normalului cotidian. Despre ultimele evenimente și notăți în domeniu, stăm de vorbă cu domnul Dan Benga, șeful Serviciului Public Județean Salvamont al județului Maramureș. Deci, bună seara, bine ați venit! Salut, bine v-am găsit! Domnule Benga, în ultima perioadă ați fost mai des prezent în studioul Teleplus și ne-am bucurat, am dorit să fiți și mai mult, dar acțiunile pe care le aveți nu vă permit, în dorința comună de a informa maramureșenii despre activitatea și obiectivele dumneavoastră. Aș dori să clarificăm pentru început câteva aspecte esențiale. Resursele umane implicate la nivel de județ în acțiunile de salvare montană sunt suficiente în raport cu toate solicitările existente și suprafața în care acționați? E o întrebare complexă la care o să vă răspund cu un răspuns puțin mai complex. În primul rând, niciodată nu, resursa umană nu e suficientă pentru că nu știm la ce să ne așteptăm. Sunt acțiuni de o complexitate destul de mare, multe dintre ele. Chiar în momentul de față avem o acțiune în zona Poiană de Submunte, Repedea. Avem echipe de prim răspuns în Cavnic, în Vișeu, e Serviciul Public Local Salvamont Borșa, care acționează în zona Borșa, avem echipă de prim răspuns în Baia Mare, avem echipă de prim răspuns în Baia Sprie, dar zona Maramureșul în sine e un teritoriu foarte, foarte vast și ca zona montană foarte frecventată de turiști. Și, într-adevăr, avem un deficit la nivelul salvatorilor montan profesioniști angajați. Suntem doar 10. 10, da? Da. Suntem un necesar de cât ar acoperi, să spun? Păi, în momentul ăsta, conform cerințelor și conform acreditării primite de la Asociația Națională a Salvatorilor Montan din România, forul diriguitor al Salvamont în România, avem acreditate 5 formații. Formația este alcătuită din minim 6 oameni. Nu spun că ar fi nevoie peste noapte de 30 de oameni, dar având în vedere că în majoritatea cazurilor lucrăm și cu voluntarii salvatori montani atestați, noi avem undeva un efectiv de 30-32 de persoane, cu tot cu voluntarii salvatori montani. Dar baza materială și logistică salvamentului știm că este esențială. Ne puteți spune ce fonduri ați primit în acest an și ce destinație va avea alocarea bugetară primită de la Consiliul Județean și vorbim de 558.000 de lei repartizate în luna iulie? Aștia sunt doar o rectificare bugetară, da, pozitivă. Am primit bani conform planificărilor, estimărilor și necesităților noastre și Consiliul Județean, consilierii județeni și președintele Consiliului Județean au înțeles necesitatea alocării unor fonduri pentru investiții, pentru dotări, pentru echipamente. Sunt echipamente speciale de intervenție, vorbim de echipamente pe care nu poți să le cumperi de oriunde, nu poți să le achiziționezi decât din anumite locuri de la producători care se ocupă cu așa ceva și care răspund în cazul în care în timpul intervențiilor survin probleme. Revin la partea de mulțumiri. Nu sunt omul care să aduc neapărat laude, dar vă spun că s-au făcut pași foarte mari și chiar mulțumesc conducerii județului pentru faptul că au înțeles că păi trebuie să fim... Prima dată când s-a alocat o sumă, da, Salvamont Maramureș. Da, anul trecut a fost primul buget aprobat și continuăm. Am văzut că au fost suplimentate fondurile. În continuare avem nevoie de o serie de echipamente pentru salvare, atât pe perioada iernii, cât și pe perioada celor trei sezoane. Dar în efectuarea achizițiilor de materiale, ce criterii sunt luate în considerare? Cele calitative sau cantitative? Și cum se realizează acestea? Doar cele calitative și cele omologate pentru salvările montane. Acum, dacă discutăm de echipamente de munte, trebuie să aibă echipamentele de munte cu care noi ne deplasăm. Gândiți-vă că sunt echipamente profesionale. Stăm de la 2-3 ore până la 23 de ore cât a durat o acțiune în munții Rodnei.
Gândiți-vă că în luna iulie, în Munții Romei, ne-au prins temperaturi de 2-3 grade și ploi torențiale. Nu poți să ții oamenii îmbrăcați în orice fel de echipament. Sunt echipamente speciale, impermeabile. Discutăm de niște caracteristici tehnice pe care trebuie să le regăsim în momentul în care facem achizițiile respective. Asta aici mă refer strict la partea de echipamente, de protecție individuală. Pe urmă, mai sunt utilajele cu care ne deplasăm. Ne-am dorit să putem achiziționa mai multe utilaje, mai mult de transport, care să ne ducă salvatorii montani până în locul în care e accidentul, dar din păcate e puțin probabil să se întâmple, pentru că asta înseamnă că ne-ar trebui și elicopter. Avem elicopterul de la Jibo cu care lucrăm foarte bine. Ar însemna că ne-ar trebui echipamente cu care să poți să acționezi inclusiv în vaduri de apă, pentru că la un dat ai trecere prin apă și treci. Nu stai să te mai gândești, pentru că știi că dincolo e un om care are nevoie de ajutorul tău. Cât este de important ca persoanele care merg în munte, sau de ce nu fiecare din noi, să aibă instalată pe telefon aplicația Salvamont? Și ce facilități asigură și cum funcționează acest Este om? Vital. Din toate punctele de vedere. De la o mușcătură de insect care poate produce un șoc anafilactic până la un accident care poate să pună viața în pericol și integritatea, e vital ca fiecare din turiști să aibă instalată aplicația. E gratis, e foarte bună. Poftiți? Care sunt pașii să descarci aplicația? Trebuie să intre pe un motor de căutare pe care l-am instalat pe orice telefon existent, iar acolo trebuie să intre la aplicația Apel 112. Acolo își descarcă, sunt înregistrați. E foarte simplu ca în momentul în care pornesc să aibă datele mobile activate. Având datele mobile activate, cu siguranță cei de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu care noi avem o relație excelentă, ne-au ajutat foarte mult în ultima vreme, ca să înțelegeți, acum 2 ani de zile aveam comunicații din loc în loc. E foarte greu să te deplasezi la casă și să nu mai poți comunica nici cu colegii, nici cu dispeceratul, nici cu STS-ul, nici cu apelantul. Și atunci am dezvoltat împreună o rețea în care pot să vă spun că acoperirea în momentul ăsta este cam de 300 de ori mai bună decât a fost acum 2 ani. Avem repetoare instalate cam în toate zonele importante, vârfurile importante din județul Maramureș, iar stațiile cu care lucrăm sunt impecabile, la fel ca și semnalul pe care cei de la Serviciul de Telecomunicații Speciale îl asigură, și avem niște prieteni în cei din Serviciul de Telecomunicații Speciale, care oricând, la orice oră, 24 din 24, și ei sunt prezenți pentru noi și ne asigură rețeaua. Și mulțumesc domnului general Bancoș, un prieten bun de altfel, că a înțeles și ne-a dat tot sprijinul. Și celorlalți colegi de la STS. Da. În momentul înregistrării acestei emisiuni primim și noi mesaj: accident rutier în Repedia, victima, o femeie de 40 de ani, peste care a trecut o mașină, ca să știți și noi să privim mesajul. Nu e neapărat un accident rutier. Conștientă, da. Cu parapareză. Intervine echipaj SAJ Pâinile de Sub Munte și elicopter SMURT Jibou și Corect. Echipa dumneavoastră. Da, echipa de prim răspuns deja e în coordonare cu echipajul SMURT de pe elicopter. Asta înseamnă că dumneavoastră trebuie să stați non-stop cu telefonul deschis pentru orice intervenție? Când nu sunt în intervenție, da. Iar când sunt în intervenție, stau cu telefonul deschis și încercăm să coordonăm atât eu cât și colegul meu, șeful formației, Levi Sabo, încercăm să coordonăm acțiunea. Una din marile probleme ale activității de salvare montană constituie intervenția operativă la situațiile acestea anunțate prin numărul de urgență 112. Există o legislație în domeniu clară care să stipuleze, să spunem, condițiile de acces și obligațiile persoanelor care pleacă în drumeții montane sau care practică sporturi extreme la munte, de exemplu, care schiază în sezonul de iarnă? Nu există neapărat o... În alte țări există? În alte țări există inclusiv măsurile care se iau împotriva celor care nu respectă această legislație. Din păcate,
La noi de multe ori e cam prost înțeles sau e prost înțeles momentul deplasării pe munte. Toată lumea are impresia că e o chestie foarte ușoară, foarte facilă, că nu avem munți ca în Africa sau ca în Franța, dar muntele nu iartă și de-a lungul timpului s-au întâmplat o serie de incidente, accidente care au lăsat multă durere în spate. Și se știe de oameni foarte experimentați care au făcut Himalaya și au făcut cei mai mari munți din lume și au murit în România, din păcate. Deci muntele nu te iartă oriunde ai fi, indiferent de... Mai ales dacă nu ești pregătit. Dacă nu ești pregătit, bineînțeles, da. Și dacă nu ai echipamentele necesare. Dar ce spune legislația, domnule Venga, dacă există în cazul persoanelor care nu respectă reglementările privind deplasarea la munte și se expun voluntar unor pericole sau se accidentează, după care solicită ajutor salvamontului? Sigur, nu-i puteți lăsa acolo, dar legislația... Nu. Prevede ceva anume? Nimic. Nimic. Ar trebui să aibă prevăzut așa ceva? Cei care conduc și care sunt în fruntea unor organizații, da, ar putea provoca o discuție de genul respectiv, dar acum noi venim cu informări. Venim cu sfaturi. Am văzut că sunteți foarte activ chiar și pe pagina de Facebook, ceea ce e foarte bine. Pe cât posibil, da. Pe cât ne permite timpul, pentru că în afara intervențiilor avem și partea de pregătire, care e foarte importantă. În momentul în care te duci la o intervenție, trebuie să știi pe ce să pui mâna. Și trebuie să știi ce să faci, pentru că acolo e o chestiune de viață și moarte. Dacă te duci și șovăi, riști să nu intervii cum trebuie să intervii și... Dar persoanele care se expun în mod premeditat unor riscuri... Nu știu dacă sunt persoane care se expun chiar în mod premeditat. Poate bravează. Am avut și cazuri de oameni care au dorit să plece de pe lumea asta. Nu comentez motivele, nu comentez nici chiar cazurile. Cu aia chiar nu mai ai ce să faci. Te duci, îi recuperezi și îi predai... instituțiilor abilitate. Dar, în general, lumea care merge pe munte, să știți că e responsabilă, sunt și mici excepții, sunt și momente în care vezi oameni puțin pregătiți sau oameni care cred că o creasta cocoșului nu presupune absolut nimic, deși s-au întâmplat foarte multe pe creasta cocoșului de-a lungul timpului. Avem, în 2004, a fost inclusiv acea avalanșă care a luat 3 vieți. Se poate întâmpla oriunde, se poate întâmpla chiar pe un deal pe care de altfel nu-l bagi în seamă, e o drumeție ușoară, poți să ai o accidente fractură. Se pot întâmpla oriunde se poate întâmpla. Vorbeați de pregătirea pe care trebuie să o faceți, pregătirea fizică, dar și cea psihică, da? Precum și perfecționarea salvatorilor montani, perfecționarea profesională. Da. Este o necesitate firească. Cum sunt organizate aceste activități? Ce dotări aveți la dispoziție și unde mergeți la cursuri? Pregătirea o facem noi, în bazele de salvare, o facem în teren, o facem în zonele expuse, o facem în zonele în care ne expunem mai puțin ca să putem lucra eficient. Avem pregătire, în ultima vreme, din păcate, datorită problemelor la nivel mondial, am încercat să facem pregătirea și să ne expunem cât mai puțin, pentru că vă dați seama, dacă unul dintre noi are o problemă medicală, rând pe rând pică toți salvatorii montani și atunci poate să iasă un dezastru. Dar facem pregătire inclusiv cu cei de la Departamentul de Situații de Urgență. Avem în ei niște parteneri și niște prieteni și chiar vreau să le mulțumesc și celor de la DSU și celor de la ISU. E o colaborare foarte bună. Colaborarea pe care o avem în momentul ăsta cu dispeceratul integrat, cu STS-ul, cu Inspectoratul Poliției Județene, cu ISU, și nu vreau să pomenesc doar niște instituții aici, vreau să pomenesc parteneri și prieteni și oameni cu care lucrăm, cu SAJ-ul, se lucrează foarte bine în toate acțiunile, deci chiar pe mine mă surprinde plăcut faptul că ne-am dat mâna și lucrăm împreună pentru cel care are nevoie. Dar ce reau să vă mai întreb? Angajații serviciului public, dar și ceilalți colaboratori, primesc o remunerație corectă în raport cu dificultatea și importanța socială a muncii depuse? Primim o remunerație. E suficient. Nu umblăm după bani. Am înțeles. Atât. Trebuie să fie acea dorință și pasiune de a te implica. Dacă n-ar fi, cred că niciunul din salvatorii montani nu s-ar duce. Deci dacă n-ar fi acea pasiune și dorință, nu cred că în momentele în care te duci într-o intervenție nu mai contează banii, nu mai contează nimic.
ci doar să-ți ajuți aproapele. Da. Câte intervenții ați avut anul acesta? Ați avut mai multe decât anul trecut? De exemplu? Da, am avut mai multe decât anul trecut. Și să ținem cont că a fost perioada cu pandemia și mai este da, încă. Da, bun, și în perioada pandemiei au fost... Dar cu starea de urgență când a fost... Da, dar au fost anumite aspecte sau anumite părți ale economiei care au funcționat în continuare. De exemplu, muncitori forestieri, unde au fost accidente la nivel de oameni care erau în teren și executau anumite munci. Pe urmă, după ce s-a terminat starea de urgență, lumea a început să iasă și la fel au fost accidente, au fost incendii la care am fost solicitat să participăm, au fost incendii aia din Maramureșul istoric. Cred că la majoritatea incendiilor am fost solicitați datorită faptului că e un acces foarte greu, un acces dificil. Și atunci, conform procedurii și protocolului pe care le avem la nivel de departament de situații de urgență, Salvamontul organizează și coordonează acțiunile în zonele cu acces dificil, zonele de deal și de munte. Deci nu mai suntem doar salvatori montan. Unde e nevoie de noi, ne deplasăm. Am avut un coleg care în zona autogării a dat o mână de ajutor unei femei lovite pe trecere de pieton până au venit echipajul SMURD și poliția. Deci, indiferent unde e nevoie de noi, suntem acolo. Ce obiective v-ați propus pentru anul în curs, cât a mai rămas și de ce nu următorii 5 ani, dacă e o strategie pe termen lung? Avem și o strategie pe termen lung. În primul rând vrem să dezvoltăm baza materială, baza unde ne desfășurăm pregătirea. Avem ca obligații, conform acreditării primite, și noi vreau să subliniez chestiunea asta, suntem un serviciu nou înființat care în mai puțin de un an a reușit să obțină acreditarea de la serviciu de la Asociația Națională a Salvatorilor Montani. Și în țară sunt alte servicii, sunt alte servicii în țară, nu are sens să discutăm acum, care după 6-7 ani încă n-au reușit să obțină acreditarea. Deci asta e un pas foarte mare pentru noi. Vom deveni și centru de formare pentru pregătirea salvatorilor montani. Avem deja toate actele făcute. Și cam făcute. De când estimați? Eu zic că în maxim o lună avem centru de formare. Foarte important. Da. Avem voluntari aspiranți care vor merge la școala, la cele două școli pentru a deveni salvatori montani. Îmi doresc un număr semnificativ mai mare ca salvatori montani angajați. Cred că un 4-6 oameni anul ăsta n-ar sufoca foarte tare organigrama Consiliului Județean. Am și vorbit cu domnul președinte Zetea despre acest fapt și ne susține, e o deschidere fantastică pe care am avut-o, atât din partea dânsului și cât și din partea celorlalți care asigură quorumul Consiliului. Păi nu cred că au fost consilieri județeni care să se fie opus funcționării serviciului salvament. Nu. Pentru că sunt conștienți că e nevoie. Au fost întrebări de bun simț, au fost solicitări și solicitări de lămuriri de bun simț, dar n-a fost nimeni care. Din contră, toată lumea ne ajută și ne sprijină și e foarte important pentru că e vorba de turism în Maramureș. Ar fi foarte trist ca turiștii care vin în Maramureș să pățească niște lucruri și să nu fie ajutați. Dar cum ați folosit fereastra de repaus relativ din perioada stării de urgență, când accesul în munte era restricționat sau redus? S-au făcut foarte multe pregătiri tehnice și s-a plecat la o chestie care nu s-a mai întâmplat de mai bine de 10 ani. Noi nu avem neapărat obligația de a intra pe trasee și de a le curăța, ci de a le întreține. Dar am pornit împreună cu colegii și am fel făcut... De voluntariat. Da, da. Sunt asociații care se ocupă cu așa ceva. Conform HG77, noi putem desființa anumite trasee dacă nu sunt conforme cu acreditările obținute. Avem peste 100 de kilometri de trasee turistice. Acum lucrăm cu cei care au dezvoltat proiectul Drumul Maramureșului, care va fi foarte interesant. E mediatizat cam peste tot și Coaliția pentru Maramureș a făcut un pas înainte, inclusiv cu acest drum al Maramureșului. Interesant, greu, dar interesant. Doar ca să vă spun, să vă dau un exemplu, cei cu Via Transilvanica au reușit să facă în 2 ani jumătate 178 de kilometri. Aici se dorește în 60 de zile 600 de kilometri. Deci e un pic o diferență mare. Sunt voluntari de la Salvamont care sunt în teren în fiecare zi, la marcaje.
Sperăm să iasă, nu știu, depinde și de vreme, depinde și de ce găsesc în teren oamenii, pentru că sunt foarte multe doborâtări după furtunile din anii anteriori. Dar, pe ansamblu, am lucrat activ atât la trasee în sprijinul turiștilor, pentru că după ce s-a ridicat starea de urgență, a fost ca la mare pe plajă. Da. Deci, dar, a fost frumos. Final, ce le-ați transmite celor care fac drumeții, iubitorilor de munte, după toate aceste intervenții din ultima perioadă, care ar fi mesajul? În primul rând, e foarte important echipamentul pe care îl achiziționează. Trebuie să fie un echipament care să-i ajute în ceea ce vor să facă. Sunt diferite tipuri de echipament. Pentru cățărat e un tip de echipament, pentru drumeții e un alt tip de echipament. Să aibă telefoanele deschise, să aibă telefoanele cu datele mobile activate. În cazul în care au o problemă, să sune la 112 fără nicio problemă. Pentru că e foarte important să fie localizați și să știm de la început exact care e starea victimei. Starea unei potențiale victime se poate schimba de la un minut la altul. Și e mult mai rău ca cei care nu se pricep și care n-au cunoștințele necesare să încerce să acorde un minim prim ajutor făcându-i rău persoanei respective. Mulțumim, domnule Dan Benga, pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Să aveți o seară bună împreună cu televiziunea Tele Plus Maramureș. La revedere!